Mircea Băsescu ar putea părăsi închisoarea de la Poarta Albă. Magistrații de la judecătoria Megidia au decis că Mircea Băsescu, care este acuzat de procuror de trafic de influență, poate fi eliberat condiționat. Decizia nu este una definitivă. Judecătoria Megidia a admis cererea de eliberare condiționată depusă de Mircea Băsescu, însă decizia nu este definitivă. Procurorii pot ataca această decizie la Curtea de Apel Constanța în termen de 3 zile. Mircea Băsescu ar putea fi eliberat după 4 luni pentru că a petrecut o perioadă lungă de timp în arest preventiv și în arest la domiciliu, astfel că din 4 ani de pedeapsă, fratele lui Traian Băsescu ar mai avea de executat 1 an și 2 luni. Pentru că are peste 60 de ani, pedeapsa lui s-a redus la o treime. Fratele fostului președinte al României, Mircea Băsescu, se află în încarcerat la penitenciarul de la Poarta Albă de 4 luni. Acesta a fost condamnat de judecători în luna iunie 2016 la 4 ani cu executare pentru trafic de influență în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit 250.000 de euro șpagă de la familia lui Sandu Angel, zis Bercea Mondial. În schimbul banilor, Mircea Băsescu ar fi trebuit să intervină pe lângă magistrați pentru a obține soluții favorabile în instanță într-un dosar în care Mondialul era cercetat pentru tentativă de omor. Mircea Băsescu a mai fost condamnat de magistrați în luna ianuarie acestui an, tot la 4 ani cu executare, însă decizia de atunci nu a fost definitivă.